Peste 10 elicoptere produse ilegal în Criolina au fost găsite de poliție. Vă prezentăm un reportaj de la fața locului. Bună ziua, domnilor, ce faceți? Bună ziua! Bună ziua! Nic, așa, prin garaj. Cu ce vă ocupați astăzi aici? Da. De-am nic! Ioara dus acasă. Duci-mă acasă, dacă ne-a dat voi, polițiștii. Dar de obicei ce faceți? De obicei, când nu-s polițiștii, facem desenă, elicopteri, vârtalioate. Cum moriși că înainte, cum ai zis? Cum înainte, moriși ca din urmă. Ți-am spus nou curși, moriși ca deasupra și din urmă. Facem desenă, elicopteri. Dar unde ați învățat meseria asta? YouTube. Nu, YouTube așa, perfecționare, dar eu ca tare am terminat politehul, arhitectură și matematică. Dar n-am terminat. Dar el a șpă uciliș. Unde ai învățat? Eu am învățat la Isaco. Acolo rari oameni din Moldova care... Eu mai scurt, Isacova Valley. Acolo. Și era pandemie și nu avem și face și am învățat o emisiune de la Isam. Și zic, tăc, să facem la de la Isam și zic, oi, Vitalic. Noi până am o repătat, la Gasca și la Ciocană, la noi, la acolo eram. Mai reparam o mașină de spălat, un motor la mașină și când am pus într-o zi, zic, oi, dar oare și dacă să facem elicopterii? Și au zis, digicării, dar numai mai mari. Și ia ca... S-a oprinit cu auzit satul și negrăia, știi cum satul ăsta, n-am mai stup gura și-o suna și-o la miliții și ea că au venit și nu-și deam și întrebări ne-or pune. Da. Poate ne-o da voie să ne ducem. Dragi ăștia cu dronele, dintr-o parte în alta, tot șerul e plin, dar la noi auzi că noi n-avem voie să le zburăm. A, stai, fratele meu, tu așa, nu mai dă țara asta înainte niciodată. Am înțeles ocupația voastră, dar care este scopul și pentru ce le faceți? Păi să le vindem, dăm și în arendă, mișcăm și noi cum putem. Adică, alții pun și reșă, noi facem vârtalioate. Și bă, de-astea, zic cum ce este. Vrem mai scurt să facem aviația, asociația. ADA. ADA se numească. Și voi știți că este ilegal ceea ce faceți aici? E ilegal până și te află. Da, noi adică facem tot, simplu, parcă avem tot siguranță, avem îngrijitori în fiecare elicopter pus, adică el important, mă rog. Salvează cumva situația, da? Te pățești. Avem și sticle cu apă dacă ne ajută. Pentru sticlocititel. Mă rog, nu mai nici cer nu era odată. Am ăia și păsările astea că mărc în... Deodată ți-a fumul barbrizul. Și mă rog, de asta. Lasă, te rog, acolo nu amestecat bolturile și elea, că o parte de la aripă, dar o parte de la morișcă. Și apoi greu le sobiresc. Și unde totuși o să le vindeți? Ce o să faceți cu ele în continuare? Este un grup secret pe adnaclasnici. Da, nu spun. Nu mai este nicio grupă, nicio grupă noi. Este cumpărător. Ne-am gândit 5 le vinem, dar 5 le dăm în arendă. Acum e 3 la anunț, că mă rog, Moldova nu-i place la înălțimi să iei și drept dacă ele zboară, ele zboară. Ele mărg, noi am făcut așa un top, le-am pus amestecat benzină cu disinfectant de mâini și cu avem noi acasă niște rachii, mai vei? Și ce mai e? Da. Caroci, hai mai întreb ce fac, eu mă duc, deja trebuie să schimb sfeșca la vârtălioare. Da, mai am doar o singură întrebare și de ce este el mai murdar, vreau să vă întreb. Și, dar pe lucrez, asuz, curg, sudorile. Pentru că dumneavoastră sunteți mult mai curat. Svedic, matalul șepnic în mecanică. El e cu motoarele, dar eu cu electrică. Asta era. Acolo el pune, adaugă, dar mai mult cablurile unesc, plus, minus, spusc, vâclă. Am înțeles, domnilor, dar de unde luați piesele ca să construiți aceste elicoptere? Dar pe ea am făcut un tractor, un zil, de la un bus. Piese așa sunt, dar... Front de lucru este ea ca șaiana. Ea ca, spre exemplu, opa, pentru morișcă avem de la motocoasă folosim. Și de-am barabanul de la mașină care spălat.
tot e el bun așa la când la la Ilișii. Ei se spune că o eu la starter. O să vedem la starter. Nu și e Vietnam, nu e China. Aia că e o leacă de calitate. Am înțeles și povestiți-ne ce mai produceți aici. Și acum tabureci. Tabureci facem după comandă, 6, 4 și mangaluri pentru șașlic, adică de am spunești că de 6 și de 8 șompoli. Din nejaveic, frumos, adică da. Și de amu și facem și vapoare. Dar să vă arăt, chiar că e în altă țeahă aici. Haideți să vedem. Wow, și cum le puneți vapoarele astea pe apă? Da, la asta nu ne-am gândit. Noi, asta la noi așa mai mult, liber, în timpul liber proiect, dar nu prea serios pentru noi vapoarele. Ia ca rachetele, asta e ceva de suflet. Ați vărtă în rachetele. Mergem. Prieteni extraordinari, rămâneți aici cu noi să vedeți. Așa ceva n-am mai văzut. Asta ce-i? Asta rachetă. Asta rachetă model catalan R23V Space X. Noi numele de cod Shalun. Dar cine este pilotul? Lasă, încă nu ne-am gândit cine e pilotul, dar ca prima dată și când o spărat prima femeie care a spărat Valentina Tirișcova, apoi eu, cum să zboare iubita mea, s-o trimit în cosmos, poate n-a venit înapoi, e așa ideea să o leacă la mic probleme. Dar noi ne-am gândit așa cu Vitalic, ne-am gândit așa un lucru. Băi, strânge bolturile și ele acolo normal, că normal, să nu propstească ni aerul acolo când duci racheta în cosmos. Avem aici un alt sclad. Și m-am gândit așa cu Vitalic. Asta, business, este nu, băiatul ăsta, Lilian Minsk, Mansk, Mank, Elon Musk, care el o trimite rachete și trimite colete în cosmos, pe stația orbitalistică internațională. Și noi, ne-am gândit și că aștia cu busurile, cu Italia, cu Germania fac o grămadă bani. Și am zis, cu ăla stă aleacă, dă spune și noi să trimitem noi racheta noastră în cosmos și să facem noi, că trimis o peridat și la băieți acolo, la niște brânzi, niște ceapă. Și că am lucrat la rachetă. Și gen, știi, ce mai e pe la Moldova așa? Că noi am să putem trecem așa, mă rog, că noi moldoveni, fără vămii de astea. Și cam așa. Bine, stucărișă. Spune că tucăriși în cosmos. Ai, de fapt, dar nu știi și pe alte planete. Da, păi eu o grăiez, dar tu unde te gândești? Ei, de asta dacă... Cosmos. Incredibil, doamnelor și domnilor, țara noastră are cu cine se mândri acești bravi muncitori, puțin spus, bravi noștri savanți care ne-au... Ne scuzați, domnule, avem... Acum aici nimeni nu se uită la videourile astea. Și așa râdeam vreo 10 minute. A vrut doar să facem un reportaj pentru... Voi, rămâneți aici. Voi, stângi camera. Stângi camera, nu. Stângi camera. Așteptați aici. Robotoc! Robotoc, fu! Fu, robotoc! Băieți, am vrut așa să vă întreb, dar puteți căruși să faceți ca mașina de poliție și să zboare și luminiță și pe cer și ca avionul și puteți să faceți așa? Putem, da? Da, nu amu. Haide, băi, că avem de lucru, băi. Nu amu, că eu am uneori prins poliția și nu prea putem să facem așa comenzi.